Hei, dragilor, bine ați venit pe Showbiz News! Azi avem ceva super interesant de discutat despre emisiunea Casa Iubirii. Se pare că circulă tot mai multe zvonuri și speculații despre o posibilă sarcină în casă. Dar cine ar putea fi? Este o informație neconfirmată, dar fanii sunt deja în extaz și fac tot felul de presupuneri. Haideți să trecem prin tot ce știm până acum și să vedem dacă ne putem da seama despre cine este vorba. Voi ce părere aveți? Credeți că este adevărat? Ne spuneți în comentarii. În Casa Iubirii, suspansul și emoțiile sunt din nou la cote maxime, iar un nou zvon tulbură liniștea concurenților. Se speculează că una dintre fete ar putea fi însărcinată. Deși numele ei rămâne încă necunoscut, această posibilitate a reaprins amintirile unui caz similar din trecut, când Larisa, fostă concurentă a emisiunii, a surprins pe toată lumea. La scurt timp după ce a părăsit show-ul, Larisa a fost văzută cu o burtică de gravidă, iar apoi a devenit mamă. Asemănările sunt izbitoare, iar fanii emisiunii deja speculează pe rețelele de socializare. Unii spun că au observat anumite semne la una dintre fete, dar cine este aceasta rămâne încă un mister. Dacă zvonul se dovedește real, aceasta ar putea schimba cu totul atmosfera din casă și chiar strategiile celor care și-au pus inima pe masă pentru a găsi iubirea adevărată. Cât despre schimbări vizibile, fata pare să se fi îngrașat ușor în ultimele săptămâni și a început să poarte haine mai largi, preferând ținutele care să nu o scoată prea mult în evidență. Mai mult decât atât, comportamentul ei a devenit mult mai emoțional, reacționează sensibil la fiecare discuție, iar lacrimile nu sunt o raritate în conversațiile cu ceilalți concurenți. O astfel de schimbare de comportament și stil vestimentar ar putea fi întâmplătoare, dar coincidențele par prea multe pentru a fi ignorate. Dacă zvonul se va dovedi adevărat, impactul asupra competiției ar putea fi uriaș. În lumea acestei presupuneri, concurenții și telespectatorii sunt cu ochii pe fiecare mișcare, gest sau replică. Cu gândul la povestea Larisei, o întrebare plutește în aer. Se va repeta istoria? Sau este doar un zvon care va dispărea odată cu tensiunile inevitabile din casă? Telespectatorii sunt invitați să urmărească în continuare Casa Iubirii, unde fiecare episod promite noi răsturnări de situație. Pe măsură ce tensiunile cresc, iar fiecare episod dezvăluie noi emoții și reacții, rămâne o întrebare care bântuie atât publicul cât și concurenții. Este acest zvon doar o coincidență sau un secret care abia așteaptă să iasă la iveală? Rămâneți cu ochii pe noi pentru a descoperi adevărul din spatele acestui mister și pentru a vedea dacă această poveste se va transforma într-un nou capitol al emisiunii.